să mișcă nimeni. Păi cine-o fi? Mă duc eu să mă uit pe vizor, păș-păș. Mai lasă-mă cu pășăitul tău. Așa te-ai pășit și data trecută până la ușă și acolo ai strănutat drept în nasul ăla cu abonamentul Radio TV. A trebuit să plătim 3 luni în urmă, am plătit din cauza ta cu pășit. Păi da, m-a tras curentul pe sub ușă, de-aia am strănutat, că m-am pășit și eu în picioarele goale ca să fiu mai secretă. Aici, hai că mă duc pe, să mă uit eu pe vizor, da? Nu, stai aici, e prea riscant. Uite cum facem. Stăm așa, liniștiți. Poate pleacă și pe urmă ne uităm pe geam să vedem cine a fost. Chiar. Degeaba te uiți, Titi, cred că este acepei. O fi venit să-mi aducă sticla de ulei, că i-am împrumutat-o. Ca să-și ia o linguriță, să-și prăjească niște chiftele. Cum, mă, tu le-ai împrumutat ulei la bodichioșii aia de acepei? Vorbește mai încet când te aude oamenii să dau ușa. Și când mi-a zis, mă, că ți-aduceam înapoi? Păi n-a zis. Cum adică? Băi, deci tu ai împrumutat ulei la o acepei păduchioșii aia și ei n-a zis când ați aduce înapoi? Vorbește-mă... Deci eu cumpăr ulei din banii mei, din baia și tu le împrumut la păduchioșii ăștia și nici măcar nu-s... Vorbește-mă, mă, încet că te-a lasă-mă, de ce? Lasă-mă, că mă, și dacă mă, de ce? Lasă-mă, că... Lasă-mă, că... Lasă-mă, Titi, chiar așa! Bă, păduchioșii pe banii mei să se... Titi! Cine ești dumneata? Om bun, vreau să... Ce om bun? Ia stai așa, mă. Stai că mi-ai prins picioare. Stai, mă, să-i zic, stai așa, mă. Ce om bun, mă, zici, cine te-a trimis? Cine lucrezi? Lumina? Nu, au! La cine, de la cablu? Nu, au! Zi, mă, de la telefoane? Nu, au! Zi, mă, că te fac eu să spui și laptele pe care l-ai sub. Zi, pentru cine lucrezi, zi! Au, stai, că spun tot! Zi-mă. Nu lucrez pentru bandiția aia. Dar pentru cine? Lucrez pe contul propriu al tău? Nu, lucrez pentru niște oameni de treabă. Și care-i treaba? Zi, care-i treaba? Ați câștigat un premiu. Ce premiu v-ați să câștigă? Dacă mă lăsați puțin, vi-l înmânez, un premiu. Titi, hai deschide-i, Titi, n-ai auzit că am câștigat un premiu. Ce premiu? Da, da. Mă, de unde până unde să câștigăm noi premiu? Stai așa, mă, că nu-i așa. Stai, că am trimis eu mai demult un capac de bere la un concurs. Cum, mă, mamă, adică ai cumpărat o sticlă întreagă de bere, ce ai? Nu, mami, l-am găsit pe scări și l-am trimis direct la poștă. Ia uzi, mă, Titi, mă, ăsta-i noroc cu fetii, mă, Titi, mă! Mamă, dar e noroc chiar? Păi știi că eu n-am trimis adresă, n-am scris adresă, n-am scris nimic? Păi și atunci cum te-a găsit, mamă? Păi nu știu, poate după amprente. Haideți, vreau frumos, că am înțepenit aici. Hai, tati, mă. Dau eu drumul în casa mea, lua asta, mă, îmi dau un drum. Stai, cum am mai cuțite am câștigat? Menționez că sunt din Inox și garantate 10 ani. Da, mă, dar cum alții câștigă numai apartamente, miliarde, dați și papuc și noi ce câștigăm? Cuțite, mă? Da, mă, Titi, mă, dar aia joacă la Telerobingo. Show! Păi da, dar noi dacă nu luăm bilete, de unde vrei să câștigi? Așa, din seninul seninului? Da, mă, dar și când, mă, cuțite, mă, să câștigăm mai cuțite, mă? Păi cuțite, ce vrei, na? Da. Decât un televizor color, cum vrei tu. Dar să știi, uite, îmi spun eu o chestie. Calul de dar nu se caută la dinți. Uite, și știi ce? Titi, și așa nu mai avem niciun cuțit bun în casă, Titi, da, te rog. Mă, așa e sau o spui ca să-mi faci plăcere? Nu, mă, Titi, mă, pe cuvântul meu, dacă mai aveam vreun cuțit de Doamne ajută în toată casa, te rog eu, Titi. Zbune, mă? Da, mă, e premiu fetii, mă. Zbune de ceva cuțitele astea, Sandokan? Harakiri. Așa, totul. Așa. Nu fie bune, din Inox garantate 10 ani și cu dispozitiv de ascuțit, din Inox garantate 10 ani. Iau. Vreau să vă menționez că prețul acestor cuțite este la prețul pieței de 1.500.000 de lei. Bă, ăsta e cât salariul meu. Dar salariul tău. Acum dumneavoastră îl puteți avea la numai 750.000. Ce? De lei. Deci, din Inox. Deci cum îl poți să-l am? Adică trebuie să-l plătesc? 750.000. Din Inox garantate 10 ani și cu dispozitiv de ascuțit. Nu stai, mă, deci eu trebuie să dau 750.000 pentru că a câștigat fata mea, premiul fata mea, premiul de la fata mea, pa 750.000? Da, garantat 10 ani. Să dau eu din bun zunar pentru sandocanele astea 750.000? Da, harakiri, da. Da? Da. Uite, mă, de aici. Ce mai vrei, domnule? Ce mai vrei? Ia-ți cuțitele de aici, 750.000, bă, astea nu v-a trimis fata mea, mă, un capac de bere, bă, ce vă să mai luați? Sufletul din noi vreți să-l luați, bă, sufletul din noi păduchioșilor. Ce e, vecine? Ce s-a mai întâmplat acum? Și dumneata, domnul acepei, să-mi trimis sticla de ulei, păduchiosule. Ce e, domnule, ce s-a întâmplat? Nu știu, am venit cu o ofertă, m-a făcut păduchios. Păi pe mine mă face păduchios în fiecare zi. E, lasă că-i arăt eu răzbunarea păduchiosului. Ia uite-mă, Titina. Păi cine-o fi, mă, acum la ora asta, mă, frate, mă? Auzi, Titi, o fi acepei, mă, o fi venit să-mi aducă uleiul. Bă, dacă, du-te și vezi tu, dacă sunt acepei, du-te, că eu nu știu ce le fac. Du-te, bine, hai, gata, du-te, nu te mai nevac, că mă duc eu, gata.
Măi, nu se poate, păduchioșii, mă, păduchioșii. Stai și tu ca omul la film și sunei la ușă. Adus-ule, mă, adus-ule. Păi da, lui dar l-aducea dacă nu-i spuneam eu astăzi ăla. Lua ce pe? Nu suntem mai enervați. De la obrazia, nu? L-a adus, mă, uleiul? Titi, da, ia uite, mi l-a adus, Titi. Uite, adus. Titi, Titi, ia uite, mă, omule. Ți-a adus și un cadou, că e pentru tine. Mie, mă? Da, ia uite ce zice aici. De la domnul ACP, cadou pentru domnul Vărzaru. Păi ce cadou vă să-mi aducă mie? Ce fie ce? Ia uite, mă, tati, și matalea ai făcut păduchioși. Vezi, mă, Titi. Ce cadou, bă, e o cutie goală, bă, uite, cutie ce? Goală. E goală, uite, 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 cutie da, goală de-a lui ACP. Asta e o glumă tâmpită de-a lui păduchiosul de ACP. Asta e gluma, așa se face. Mai scrie și pe ea, nesimțiți. Păduchioși, păduchioși, m-a trăit de la film. Ăi, încolo, dă-o încolo de treabă. La început, când l-am văzut, a zis, băi, bă, și ei, oameni de treabă, ai, ai, mă, și gândeam să... Dar de unde? Niște păduchioși. Ce aia să-mi trimită mie păduchioși ăștia? Vezi, a, niște păduchioși. Hai, s-a făcut și o glumă.